Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară suntem alături de domnul doctor Adrian Cranta. Bună seară, Adrian! Mă bucur că Bună sunt seara, Olga, împreună bună seara tuturor. și vom aborda un subiect de mare interes pentru toți, cum ne afectează acest plastic pe care noi îl consumăm, în care noi ne ținem mâncarea, cu care ne îmbrăcăm, pe care îl inhalăm și lista continuă. Este într-adevăr unul dintre cei mai importanti contaminanți în corpul uman. De asemenea, nimeni nu prea își bate capul cu el, pentru că invazia microplasticelor a început cu exact 34 de ani în urmă și ceea ce vedem la ora actuală este dincolo de orice închipuire. Nu vorbesc de faptul că o mulțime de oameni își introduc tot felul de plasticuri în corp. Vorbim de faptul că majoritatea oamenilor au asemenea microplastice, aceste particule de plastic în celulă. Deci noi vorbim de o invazie intracelulară. Dacă bacteriile sau microorganismele cumva găsim o variantă să le scoatem, ei bine, microplasticul este dificil, este foarte dificil. De aceea, în această seară vreau să partajez împreună cu toți cei care ne văd și ne ascultă un narativ bine interesant, istoria lui pentru mine începe cu o vizită la Praga, unde aveam să vizitez o clinică. O colaborare între Germania, Rusia și Cehia, privind tehnologia de evidențiere a microplasticului și, bineînțeles, tehnologia prin care acest microplastic este scos de la nivel celular. Adică, care sunt mecanismele care stau la baza evacuării plasticului din corp? O să vedeți pas cu pas, noi vom derula această prezentare. În fapt, ideea a plecat de la un articol care a apărut la noi despre faptul că poluarea cu microplastice și impactul asupra sănătății este major și acest lucru se bazează pe o descoperire de microplastice în proporție de aproximativ 60% din plăcile arteriale extrase. Articolul este o preluare de pe revistele de specialitate din străinătate, este popularizat de G4media.ro. Contextul studiului. Explicăm contextul și metodologia studiului italian ce a făcut această descoperire alarmantă, și anume a tras un mare semnal de alarmă vis-a-vis de riscurile pentru sănătate. Adică, noi vorbim de aceste riscuri pentru sănătate asociate cu prezența microplasticelor în organism, cum ar fi riscul de accident vascular, accidente vasculare cerebrale și, de ce nu, infarct. Punerea la plastic. Discutăm despre cum oamenii se pot expune la particule de plastic și cum acestea ajung în organism. Începuturile, practic, ar trebui să începem cu prevenția. Prevenția prin educație, prevenția prin informare, prevenția prin stil de viață, adică să explorăm moduri în care oamenii pot schimba stilul de viață pentru a reduce poluarea.
Lucrul acesta este esențial pentru noi, este foarte important. Dacă noi înțelegem acest aspect, atunci cumva noi ajungem departe. Ce putem spune este că, da, prin schimbarea stilului de viață, prin a înțelege exact modul cum ne putem expune la aceste microplasticuri, cum se creează un anume câmp electric, o anume polaritate, noi putem să înțelegem efectiv cum atragem aceste microplastice în corp. De asemenea, noi putem să înțelegem cum să diminuăm poluarea, adică să analizăm strategii la nivel individual și comunitar pentru a reduce poluarea cu plastic, inclusiv reciclarea și utilizarea alternativelor sustenabile. Un pas hotărător în această direcție este o teorie legată de electrofiziologie, și anume pe măsură ce potențialul electric negativ al corpului scade, noi începem să scădem capacitatea de apărare a corpului și, practic, aceste microplastice vin și creează o anume aderență la nivelul vaselor de sânge. Deci, cumva, noi va trebui să înțelegem că un pas important în cercetarea și punerea la punta unei metodologii de îndepărtare a acestui plastic are de-a face cu biorezonanță. Prezentăm ce este biorezonanța, cum poate fi utilizată pentru sănătate și avem un focus foarte mare pe ce anume ar putea să refacă potențialul negativ la nivelul pielii. Pielea este cea mai mare membrana noastră. Ce anume ar putea să refacă potențialul negativ, adică potențialul de electron. De aici vom vorbi despre diverse modalități tehnologii. Tehnologia Revitron poate fi o tehnologie viabilă pentru că, în general, ea lucrează la refacerea pielii, lucrează la refacerea potențialului electric și nu numai, împreună cu tehnologia de curățare limfatică prin metodele de electrostructurare, se poate face în așa fel încât, crescând nivelul de potențial negativ la nivelul limfei, limfa să aibă puterea de a drena și de a elimina aceste plastice. O altă metodologie poate fi prin tehnologia INOR, care s-a observat că cu cât noi avem mai multe agenți patogeni, cu atât absorpția de plastic în corp este mai mare. Dacă noi vorbim de absorpție, este una, și dacă vorbim de adsorpție, este cu totul altceva. O să căutăm să lămurim aceste două aspecte. Bineînțeles, și gongul și cultivarea stării de sănătate joacă un rol important. Abordând practica Qigong, putem observa prin tehnologia de reprogramare celulară și reprogramarea ADN-ului, putem observa efecte foarte bune asupra sănătății și bunăstării, sugerând o conexiune cu tehnicile de biorezonanță. E cumva o triadă foarte bine constituită, adică o parte observă unde s-au localizat aceste microparticule de plastic, o parte schimbă mediul în care ele stau și o parte programează corpul ca să poată să evacueze ușor.
în afară, toate aceste microparticule. Înainte de a intra în conținut, aș vrea să spun că, din un punct de vedere al electrofiziologiei, noi avem nevoie de un potențial electric negativ de minus 22 de milivolți. Cu cât potențialul negativ scade, atât potențialul pozitiv crește. Cu cât potențialul pozitiv crește, cu atât corpul este saturat de plastic. Și din cauza asta, tehnologia PC-Lymph reușește să satureze limfa și lichidele interstițiale cu un procent foarte înalt de electroni, ceea ce va face ca numai sângele să fie echidistant, observabil vis-a-vis de eritrocite, de particulele care îl compun. Și vom observa acest lucru și la nivelul limfei, și la nivelul tuturor structurilor extracelulare până la nivel intracelular. Deci, practic vom explora cum aparatele de antrenament, aparatele de stimulare, precum PC Vagus sau PC Effect, pot sprijini relaxarea și atenția, pentru că este foarte important să înțelegem că un proces de vindecare, la fel ca și un proces de avansare în domeniul spiritual, sine qua non este relaxare. Sine qua non este relaxarea profundă și tehnicile de optimizare a emisferelor cerebrale și readucerea amigdalei în rolul natural al ei de servitor, repunerea în drepturi a lobilor frontale. Stânga reprezintă controlul și dreapta reprezintă creativitatea. Atâta timp cât creativul este sub nivelul controlului, viața noastră va evolua într-un mod extraordinar de bun. Deci, va să zic așa. Da. Pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că aceste microplasticuri afectează cele mai importante părți din noi, se referă la sistemul glandular. Deci, oamenii acum sunt foarte sensibilizați vis-a-vis de tiroidă, vis-a-vis de pituitară, vis-a-vis de gonade, adică ovare, respectiv testicule. Dar toate glandele sunt importante, de aceea noi trebuie să avem grijă ca ele să aibă un potențial ridicat. De ce? Calitatea fiziologiei glandelor garantează calitatea fiziologiei chakrelor. Deci, când noi antrenăm glandele, într-un mod indirect, noi antrenăm chakrele, acele vortexuri de energie care pot fi monitorizate, pot fi încărcate prin tehnologia PC Chakra 3. O să mă întrebați, dar de ce e nevoie să echilibrăm energia? Deoarece, când energia e echilibrată, sistemul imunitar este puternic, mintea este stabilă și fondul emoțional este stabil. Și atunci nu ai cum să derapezi de la un stil de viață corect, de la niște valori corecte, de la o realitate prezentă corectă. Un alt aspect este îmbunătățirea performanței fizice și mentale. Deci, vedeți, în prima fază, noi am sensibilizat oamenii vis-a-vis de o mulțime de grăsimi trans care izolează modul cum toate aceste baterii micuțe
se înseriază în noi. Ele se înseriază și creează sistemul meridianelor, pe de o parte, iar pe de altă parte se înseriază și creează sistemul profund de conectare a acestui noesic, așa cum spunea Eugen Makovski și Drăgănescu, doi titani ai științei de frontieră, și anume energia de dincolo de nivelul subatomic. Deci, în anii 60, Drăgănescu și Makovski scriseseră niște cărți care nici la ora actuală nu au fost înțelese pe de-a întregul. E adevărat că mai târziu au venit discipoli cumva de lor care au încercat să explice, să popularizeze, dar încă mai este mult, mult de lucru. Deci, îmbunătățirea performanței fizice și mentale are de-a face cu antrenamentul de activare celulară. Activarea celulară, rețineți, noi lucrăm, facem sport, facem, ne cățărăm, ne ducem la not, dar toate acestea, după un antrenament de genul ăsta, dacă ai măsurat pe un activator celular potențialul electric la început și apoi la sfârșit, după ce te-ai îmbăiat, ce ai aranjat toate cele, vei observa că este o diferență, o pierdere foarte mare. Asta nu înseamnă că mișcarea fizică este greșită sau nu face bine. Nu. Înseamnă că este o parte din întreg. Noi, cumva, după ce facem antrenamentul fizic, noi, cumva, trebuie să ne recuperăm rapid partea de potențial celular, în așa fel încât mitocondriile să fie relaxate și ATP-ul și ADP-ul să-ți facă datoria pe deplin. Un antrenament bun presupune că începi cu un potențial, un LP, de un potențial negativ electric, și când închei, cumva trebuie să fie cel puțin jumate, dacă nu 60% minimum, mai mult decât când ai început, la terminare. Deci asta va să zică da. Și asta înseamnă, de fapt, a antrena sistemul, a antrena corpul și a îmbunătăți performanța. În ultimul timp, o mulțime de oameni, începând de la campionul mondial pe care i-am antrenat, i-am ajutat să, prin tot ce am făcut, i-am ajutat să obțină locul suprem din viața lor și acest lucru l-am făcut cu ajutorul îmbinării celor trei tehnologii. Ei s-au văzut și cu ochii și, în același timp, au un corp de invidiat, și o sănătate și un potențial ca un copilaj de 17-18 ani, ca și cum 20 de ani de sport nu au erodat aceste baterii. Deci, o mulțime de experți la nivel mondial în medicină, sănătate publică, biorezonanță, Qigong, toți, prin ceea ce ei afirmă în diverse conferințe, diverse broadcasturi, ajung la o concluzie finală, și anume a îmbina abilitățile umane cu tehnologia și abilitățile spirituale reprezintă cheia de boltă a reușitei în viitor. Deci, în 1960, oamenii au început să folosească masele plastice. S-a tras un semnal mare de alarmă atunci, în sensul că când ai multe mase plastice într-o încăperă, nivelul de ion negativ este foarte, foarte, foarte scăzut, aproape deloc. Ceea ce înseamnă că ionul pozitiv saturează întregul mediu ambient din cameră. Asta a fost un semnal mare de alarmă și au zis
Ok, noi facem închete, noi facem perdele, noi facem diverse materiale. Costumele, hainele încă nu erau prea avansate, nu avansaseră atât de mult în domeniul microfibrei plastice. Și a fost un semnal, pentru că a crescut nivelul de electrosmog. Analizele ieșeau proaste, aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. Atunci, Robert Becker, împreună cu alți oameni de știință, au tras un semnal de alarmă și au recunoscut că particulele de plastic pot ajunge într-un loc în care să fie cu adevărat un pericol, și anume în interiorul celulelor. Ca să înțelegeți cât de importantă este celula, celula este ca și cum ar fi un omulet și corpul este ca și cum ar fi un frigider. Degeaba am hrană în frigider dacă nu a ajuns în corp, adică dacă nu a intrat în celulă. Și asta este o preocupare a mea în 10-15 ani, anume tehnologiile de transfer intracelular. Mergând de la elemente de bază, cum ar fi transportul activ, transportul pasiv, mergând pe drenarea membranelor celulare și repotențarea acestor membrane, refacerea diferenței de potențial membranar celular. Microplasticele și sănătatea, da, au o legătură directă și acum noi am înțeles modul în care microplasticele pot afecta diferite sisteme ale corpului. Începând cu banala celulă, dar evidențiindu-se foarte clar la nivelul arterelor, la nivelul vaselor de sânge, este exact ceea ce au făcut acei medici cercetători din Italia. S-au spus mai mult de 60% din ceea ce se regăsește în aceste ateroame de pune pe partea internă a vaselor de sânge reprezintă microplastice, adică nanoplastice. Acum, pentru noi este important să înțelegem mediul care favorizează această depunere a microplasticelor și să înțelegem cum putem modifica mediul respectiv pentru ca ele să își schimbe destinația și să iasă în afara corpului. Impactul pe termen lung, da, au fost făcute studii de-a lungul a 5, 7, 8, 10 ani. Rezultatele nu au fost deloc favorabile. Ideea că chiar nu contează dacă folosești plastic la mâncare, la ambalaj, la mâncare într-o farfurie de plastic, a bea apă dintr-o farfurie, dintr-o cană plastic sau din sticle de plastic. E bine, a observat că toate aceste plasticuri, modul cum ele sunt făcute, au oamenii de știință, sunt foarte corect dintr-un anumit punct de vedere. Ei te avertizează, au niște triunghiuri cu o cifră pe fiecare material plastic. Și când încep să citești ce face fiecare cifră, adică ce simbolizează, te gândești bine dacă mai vrei să ai de-a face cu plasticul în viața ta. Plasticul înseamnă de la lucruri care sunt puse la nivelul gurii, la stomatologie, lucruri care sunt puse în intimitatea ta, adică tot felul de lingerii, tot felul de haine, de îmbrăcăminte care te afectează. Prezentarea tehnologiilor care pot detecta prezența plasticului micro în organism, pe de o parte ține de microscopie, pe de altă parte ține de biorezonanță, pe de altă parte ține de patologie.
În general, insuficiențele fiziologice, cum ar fi insuficiența cardiacă și multe alte tipuri de insuficiență, ne arată o proastă electrofiziologie a sistemului. Dacă noi vorbim de medicina energoinformațională, da, noi putem să discutăm foarte clar modul în care această ramură a medicinii poate fi utilizată pentru a contracara efectele plasticului. Noi vorbim despre faptul că plasticul poate fi încadrat ca o frecvență, ca o matrice frecvențială și se poate face o inversie în care acest plastic să înceapă să fie îndepărtat de către corpul uman. Țineți minte un element esențial. O persoană dragă mie a avut o problemă în sensul că a strâns la școală niște improbete și s-a tăiat. Și s-a dus repede la cabinetul medical și de la facultate și doctorul ți-a zis, vai de mine, o să intre cioburile, o să ajungă în vasele de sânge și ce o să fie, ce o să fie. M-a sunat, i-am explicat că lucrul acesta nu se poate, pentru că, în general, corpul îndepărtează orice corp străin. Este o adevărată muncă de lămurire a corpului vis-a-vis de implanturi, vis-a-vis de stenturi, vis-a-vis de tot felul de sisteme contraceptive și corpul le respinge și le elimină în afară. Aha! Și când corpul poate să facă lucrul acesta? Când are un potențial membranar celular ridicat. Adică când există suficienți electroni în corp. Dar corpul este drenat de electroni, da, atunci este dificil pentru el. În cele din urmă va reuși, dar cu multă, multă, multă peripeții, să scoată o parte sau aproape totul din corp. De aceea, când îi spun omului, uite, ai o problemă cu aceste particule, aceste lucruri, ok, reconsolidează potențialul negativ, reconsolidează activitatea limfei, pentru că limfa este agentul secret 007. Limfa este cea care reușește să se divideze și să înceapă să dreneze, să scoată toate aceste plasticuri afară. Pe de altă parte, când noi începem să lucrăm cu această tehnologie electrică de drenare a limfei, împreună cu tehnologia IMOR de a distruge paraziții, și în particular putem folosi puterea sorbenților, atunci lucrurile merg spre bine. Și observați că un tânăr, un copilaș, o plăntuță, la începutul vieții, are multă putere de viață, adică are mulți electroni. Pe măsură ce noi, și când privim o plantă, dacă vedem că planta e super încărcată cu multe flori, aproape ca o șorcubă, nu trebuie să ne bucurăm, pentru că cumva trebuia să intervenim înainte de a se înmuguri și să tăiem crengile unde potențialul electric măsurabil prin această tehnologie PC Natural Cable, să măsurăm crenguțele și să tăiem crenguțele care nu au potențial, care nu au perspectivă, care nu au viitor și să echilibrăm coronamentul acelei plantuțe, acelui arbore, în așa fel încât să fie echilibrat și să poată să ducă toate acele fructe pe care le va duce la maturitate. Iată că acest potențial electric poate mult mai mult, poate fi folosit în domeniul grădinăriei. Noi putem măsura potențialul electric. Nu degeaba spun, în ultimii 35 de ani am tot spus, atenție când vă faceți o grădină. Nu lăsați pietriș, bolos,
pietre, stârme, toate astea în pământ. Pentru că pământul este precum aur, orice metal, orice prezență, corpul străină, strică frecvența omogenă de vibrare a pământului. Și atunci nu vor crește lucrurile așa cum trebuie. De aceea trebuie întotdeauna să curățăm zona cel puțin 30-50 de centimetri și să aducem mustrat proaspăt de pământ. În așa fel încât, prin refacerea florilor, prin omogenizarea potențialului electric, noi putem să începem să creăm acele microcanale energoinformaționale care brăjdează pământ. Revenim acum la tehnologiile noastre, pe anume medicina energoinformațională este extraordinar de potrivită pentru a putea detecta zonele unde potențialul electric este foarte scăzut. Deci, cum detectăm lucrul acesta? Păi, plasticul vine și izolează legăturile dintre baterii, iar noi funcționăm ca niște baterii înseriate. De la nivel muscular, la nivelul meridianelor, la nivelul celulei, mitocondriilor, ATP-ului, până la nivelul ADN-ului. Dacă noi permitem acestor izolatori să strice, să interfereze aceste circuite seriale, sunt practic niște microconductori. Atunci noi deja stricăm acea armonie a corpului, a pământului, a plantei. De aceea noi trebuie să gândim astăzi nu pentru mâini, pentru poimâini. Dacă vorbim de Qigong, practicanții Qigong știu că prin conectarea lor cu mama pământ reușesc să absorbe cantități impresionante de citeluri și al mamei pământ, adică potențial negativ care intră în corp prin intermediul meridianelor și produce o echilibrare și pune corpul în situația de a da o alarmă și a evacua această masă de plastic în afară. Am spus că diverse tehnologii pentru liniște, pentru deparazitare, pentru relaxare pot să ajute prin eliminarea stresului, pot să ajute la îmbunătățirea stării de sănătate. Dacă noi vorbim de a reface circuitele energoinformaționale, noi vorbim pe a merge pe mai multe canale pentru a câștiga aceeași bătălie. De aceea este important să înțelegem că ceea ce eu vă spun nu spun doar eu, o mulțime de oameni de știință, cum ar fi, de exemplu, Egetberger TV. Egetberger TV vine și prezintă foarte multe teorii, foarte multe experimente practice, foarte multă cazuistică despre îmbunătățirea rezilienței și despre îmbunătățirea sănătății fizice și mentale prin detoxifiere susținută de refacerea potențialului membranar celular. Acum, ajungem și la partea preventivă. Partea preventivă este esențială pentru că noi trebuie să reducem expunerea. Asta înseamnă că atunci când ne cumpărăm o mochetă, noi trebuie să urmărim la mochetă câțiva factori. Unu, este antibactericid? Da. Este antifung? Da. Este anti-ignifug? Da. Adică este ignifug? Da. Emite când, la ora actuală, mochetă care generează constant ion negativ de argint. Deci, iată că tehnologia avansată
putem să luăm, de exemplu, perdele, putem să luăm fețe de saltea care generează câmpuri ionice negative de argint. De altfel, putem să folosim în categoria PC Power, sunt tehnologii foarte puternice de împământare, care măsoară nivelul de împământare al sistemului electric al casei și, în același timp, vă ajută să vă recuperați potențialul de împământare a casei. O casă este bine întotdeauna să aibă împământare pentru tot sistemul electric. Și bine ar fi, dacă stai la casă, să vă faceți, bineînțeles, o tehnologie de împământare pentru folosire umană. Pentru că este extraordinar când aveți asemenea prize în casă, foarte repede puteți să conectați o saltea cu ion de argint, o covertură, și atunci, altfel, o veți trezi dimineața. Adică veți reface, veți pune corpul în situația de a respinge lucrurile străine, corpul străin. Pe de altă parte, noi putem să, odată ce înțelegem ceea ce vă spun, putem să ne gândim, cumpărăm vase. Acum sunt foarte multe vase frumoase, arată extraordinar, imitații, dar sunt din acril. Și în momentul când te gândești, a, sunt din acril, da, arată bine, nu se sparg, frumusele, se spală ușor, da, dar ceea ce generează acrilul în noi este cu adevărat important să ținem cont că nu avem de-a face cu așa ceva. O să mă întreb, unde mai avem acril? Cel mai la îndemână este cada de baie, pentru că oamenii au zis, ha, ia să cumpărăm noi, scăpăm de căzile astea comuniste, care sunt din fontă, arată urât, poate asedismat, e mai lungu, ia să cumpărăm noi niște plasticăraie, că arată bine, dă bine și nu contează. Ce se întâmplă după nu contează. Și odată ce am făcut lucrul acesta, problemele de alergii, problemele dermatice, dermatologice, au crescut exponențial. Deci, iată că, nu mai spun, tot felul de vase, vărtulețe, mai aleg la blendere, la mixere, de aceea este important pentru noi când cumpărăm partea intimă, adică vasul în care se amestecă compoziția să fie din sticlă. Nu măcar sticla nu mai e ce a fost, dar oricum e mult mai curată față de plastic. Că e departe față de sticlele care până în anii 90, celebra sticlă de lapte din perioada anilor 80, este făcută din un material pe bază de siliciu care, în contact cu razele soarelui, apa din interior o transformă într-o apă vindecătoare. Deci, iată sticlele acelea vechi care cădeau pe beton, nu se spărgeau și borcanele de iaurt, ne aducem bine aminte de ele. Ei bine, tehnologia s-a schimbat, lucrurile s-au schimbat. Al doilea pas este important. Deci, da, este important să începem să fim atenți. Ce punem pe noi? Ce haine punem pe noi? Ce, nu știu, tot felul de astea plastifiate punem pe noi. Nu mai punem problema de silicoane, de tot felul de... Nu. Asta e deja o problemă despre care nu vreau să discutăm. Una problemă simplă. Oamenii nu au ajuns în fază. Oamenii sunt într-o fază de început și vor cumva să-și pună ordine în viața lor. Vor să elimine acest plastic. În momentul în care au trecut 3 ani de la eliminarea plasticului, parametrii de vitalitate, parametrii de sănătate a corpului sunt deja la un alt nivel. Sunt oameni care m-au întrebat ce părere am despre adevărarea școală. Înainte erau cevile de cupru, cevile de mult, foarte de mult, în anul 1990, 1900, erau acele cevi de plumb.
Nu vorbim despre acele țevi, ele au fost schimbate, s-au observat clar nocivitatea lor, au fost schimbate, unii au schimbat cu metal, alții au schimbat cu cupru, cu diverse aliaje, alamă. Alama a fost folosită mult timp și în final au ajuns la ceea ce există în procedura tuturor spitalelor, se anume minoxidil. Este un oțel care nu oxidează, nu există aderențe și poate să debiteze, să transporte o apă în condiții bune. Dacă sunteți într-un regim economic, atunci cel puțin, puteți să vă faceți instalația care aduce apa, că e de rețeaua urbană, nu e nicio problemă, o treceți prin niște filtre, după care intră pe sistemul de canalizare prin cel de inox. Sau tablă, sau cupru, sau ce vreți. Dar, evitând plasticul, evitând, cât posibil, relația cu plasticul, viața unui om va deveni mult mai bună. Dacă mergem mai departe și vorbim despre dietă și detoxifiere, dieta presupune că suntem atenți la ceea ce cumpărăm, pentru că multe produse conțin plastic. Tot felul de gumă, xantam, agua, și așa mai departe, toate acestea au aceste particule. Nu mai vorbim de diverse uleiuri hidrogenate sau grăsimi hidrogenate. Nu. Deci, importanța unei diete curate, a unui stil de viață sănătos în procesul de eliminare a toxinelor, este următorul pas important. Acum, vorbim despre suplimente și nutrienți. Foarte mulți oameni își cumpără nu știu câte suplimente și vor să le ia pe toate odată. Părerea mea este că și suplimentele trebuie să respecte regula celor 5, adică nu mai mult de 5 suplimente. Numai în cazuri extreme puteți merge la mai multe tipuri de suplimente. Trebuie să observați, evaluați materialul biologic al dumneavoastră, adică să vedeți efectiv cum stați cu materialul clientului. De aceea este important, când vorbim de nutrienți, este important să înțelegeți că noi trebuie să asigurăm acei nutrienți care lipsesc corpului. Și după un timp, plinul s-a făcut. Noi trebuie să schimbăm și să rulăm mereu acei nutrienți. Sunt foarte puțini care pot fi folosiți a la lung. De bună oară, de exemplu, ginseng. Un ginseng de calitate, da, poate. Dar poate fi început în perioada de primăvară sau în perioada de toamnă. Niciodată nu începem vorbind de ginseng de calitate, adică bun. Niciodată nu începem vara sau iarna, pentru că dacă ginsengul este bun, este puternic, atunci vom avea niște inconveniente și e bine să le evităm. Deci, încă un aspect, tehnicile de relaxare. Așa cum v-am spus în trecut, cel mai mare generator de toxină este emoția. Și intrusul care stă în spatele emoțiilor și ne jonglează tot timpul, pur și simplu ne trage de hăciuri într-o parte sau într-alta, este, bineînțeles, amigdala. A găsit o posibilitate, gen black box sau vortex, de a scădea potențialul electric la nivelul amigdalei și a crește potențialul electric la nivelul lobilor frontale, înseamnă a ne relua viața în propriile mâini. Iar lucrul acesta este un pas care chiar merită făcut. De aceea, tehnicile de relaxare reprezintă încă un pas în câștigarea sănătății. Tehnicile de relaxare
au mai multe particularități. Putem să lucrăm tehnic de Qigong, putem să lucrăm tehnic de armonizare prin biorezonanță, sau putem să lucrăm tehnic prin intermediul tehnologiei Pixi-Pao. Acum, în funcție de om, dacă omul este foarte, foarte stresat, nu are timp să dedice ca să asimileze acele tehnici, da, se poate folosi această tehnologie Pixi-Pao, Blackbox, sau poate să combine, să le combine pe toate trei la un loc și atunci e normal că și rezultatele vor fi pe măsură. Terapiile complementare. Terapiile complementare implică integrarea acestor forme complementare, cum ar fi acupunctura, cum ar fi homeopatia, cum ar fi masajul, într-un plan de tratament. Deci, prin combinația acestor terapii, împreună cu stilul de viață și o tehnologie susținută pe fondul practicilor de Qigong, noi putem să instaurăm un adevărat management al stresului. Managementul stresului, pe de o parte, subliniază importanța stresului ca parte a procesului de intoxicare și importanța controlului stresului ca parte de detoxifiere. Deci, iată că putem vorbi clar de încă un pas în avans. Dacă noi vorbim despre ingredientul secret. Ingredientul secret este somnul. Eu fac parte din bordul de cercetare din Viena, din acest institut de tehnologii neconvenționale, pe anume biocibernetică, și ce s-a observat? Au făcut un studiu de curând și anume au mers pe ideea de somn cantitativ, în sensul că au luat loturi de oameni care se culcau la 12 noaptea, 1 noaptea și dormeau până la 9-10 dimineața. Și au obținut un anumit punctaj. În momentul în care au înțeles că nu cantitatea este suficient, ci e nevoie de calitate, au luat alte loturi de persoane. Unii se culcau la 11 seara, adică 23, alții la 10 seara, 22 și alții la 9 seara, 21. Cel mai mare punctaj în domeniul detoxifierii și sănătății psihosomatice a fost, bineînțeles, obținut de către echipa care se culca la ora 21, apoi cei care se culcau la 22 și 23. Ce vreau să spun este că aceste trei echipe au surclasat net echipele care se culcau la 12 noaptea, 1 noaptea, 2 noaptea, mergând pe ideea că da, ai nevoie de 9 ore de somn. Deci, nu contează numai cantitatea, contează, în primul rând, calitatea. Puțin, dar bun. Aici, de Adică, când am vorbit despre acest program, scuză-mă, am avut întrebări din partea celor care au fost nevoiți să lucreze de noapte o viață întreagă. am Și care studiat s-a problema. schimbat? Da. La noi în țară, 10% din cei care lucrează sunt implicați în lucru de noapte. Doar 10%. Părerea mea este că nu știu care este motivația. Poate salariu, poate mai fac și altceva între timp, în paralel. Dar, într-adevăr, este un procent destul de ridicat. 10% din oameni lucrează și noaptea. Sau până târziu în noapte, de exemplu, gândește-te la metrou, gândește-te la transportul în comun care merge până la ora Sunt 12 și de acord, doarme. dacă am spus 10%, că m-am gândit la serviciile speciale. Da. Ai văzut că ei lucrează în ture și ai văzut că și dimineața când pleacă trebuie să ducă cu noaptea în cap. Adică Da, sigur, sigur. ei pleacă târziu, dar că se schimbă tura,
Ei trebuie să fie la ora 5 deja în metrou. Deja trebuie să dea drumul la metrou. La 5, 5 jumate, nu știu exact acum, dar cam asta este ora. Da, sunt oameni care lucrează, am observat că sunt puțini care rămân ala lung, 10 ani, 15 ani, în general lucrează o perioadă și după care își reorientează profilul și încearcă să găsească alte variante. Pentru ei, ce pot să spun este că da, trebuie să se mulțumească cu cantitatea de somn și cu consumul de triptofan. Triptofanul este un element esențial în susținerea liniei de neurotransmițători. Deci, triptofan, conform prospectului, este foarte bun pentru că, unu, nu ai probleme de depresie, nu ai probleme de oboseală și reușești să te susții și să fii competitiv. Un alt aspect despre care vreau să vorbesc după somn este implicarea exercițiilor fizice. S-a observat că exercițiile de încălzire care încep cu vârful degetelor și termină cu vârful degetelor de la picioare, exercită mișcări asimetrice. Aceste exerciții stimulează scoarta cerebrală și mențin hărțile neuronale în așa fel încât un om care în fiecare dimineață când se scoală 10 minute, 15 minute, își face exercițiile de încălzire articulară. Încălzirea articulară reprezintă a interveni în juncțiunile electro-energo-informaționale, în așa fel încât omul își păstrează abilitățile de la 20 de ani până târziu la 60-70 de ani. Nu degeaba în țările civilizate, Japonia, Corea, China, Rusia, Arabia Saudită, India și o mulțime de țări care încă practică lucrurile acestea, pauze pentru exersare, anti-stres, obțin performanțe și au producții foarte, foarte ridicate. Adică nu merg pe ideea de a stoarce omul ca pe un sportiv. Nu. Un alt aspect de întreține exercițiile fizice care antrenează toate articulațiile mari și articulațiile mici sunt extraordinar de bune pentru stimularea sistemului limfatic și eliminarea excesului de retenție de apă. Un alt aspect este legat de sănătatea mentală. Sănătatea mentală, și spun cu trei guri, este esențial să începem gimnastica conștiinței. Noi avem două tipuri de mobilizare, mobilizarea fizică, dar care ocupă 4%. 30% mobilizarea energetică și 66% mobilizarea informațională a conștiinței. Deci, zicem de mobilizarea conștiinței, avem dintr-un foc 30 plus 66, 96%. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că trebuie să implementăm tehnici de mindfulness, tehnici de meditații, tehnici de respirație, imagerie mentală, tehnici de qigong. Și cum învățăm aceste lucruri? Simplu, aceste lucruri cel mai bine se învață prin intermediul participării la retreat-uri care durează 7 zile, 17, 20 de zile, o lună de zile. Păi dacă o lună de zile am avut cazuri cu oameni care aveau glicemia 280
și care au stat o lună de zile cu mine în practică, în retreat. La sfârșitul lunii, glicemia era 80-90. Mâncarea ca la hotel. Au fost atenți, dar au lucrat, au exersat, au tras din greu și, într-adevăr, a meritat. Au rămas cu aceste deprinderi și le-au implementat în viața lor după ce au revenit din retreat-ul, după ce au revenit acasă. Da, în momentul în care vrei să schimbi ceva, trebuie să pleci undeva într-un loc nou și să te rupi de tot stimul care aveai și să îți asumi o anume responsabilitatea actelor tale și să începi să asimilezi aceste exerciții, să creezi niște deprinderi în 7 zile, în 17 zile, în 10, 17, 27, o lună de zile, aceste deprinderi gata, s-au format și rămâi cu ele. Și dacă nu faci, încetați și cum pleci de acasă nespălat pe dinți. Nu poți, deja te simți aiurea. Și atunci este important să înțelegi că crearea unor deprinderi sănătoase, privind gimnastica conștiinței, reprezintă un pas mare privind sănătatea, privind evoluția, privind capacitatea de a te bucura de viață. Capacitatea de a simți și a căuta acea normalitate care te crește, te hrănește, te dezvoltă, te zidește. Vis-a-vis de sănătatea mentală, scopul este la a aduce nivelul de conștiință destul de ridicat, ca să începi un plan hotărât de a elimina toți acești factori de toxicitate și a-i ține sub control în cazul în care nu poți să-i elimini definitiv. Deci, este un adevărat management. Un alt aspect, conștientizarea riscului, o educație adevărată privind riscurile asociate cu microplasticele, importanța prevenirii expunerii la așa ceva duce la un salt mare privind rezolvarea multor probleme, pentru că în acest fel elimin cauze. Când elimin cauzele, efectele, mai devreme sau mai târziu, vor dispărea. Acum, deja, conștientizarea asta este deja la nivel mondial. Multe grupuri, multe congrese, există o adevărată cooperare internațională, adică un apel puternic la acțiuni internaționale pentru abordarea problemei poluării. Poluarea cu plastice, deja există o mulțime de organizații, Greenpeace și altele, care militează pentru a controla această reciclare a plasticului și a nu implementa. Sau, pur și simplu, au stabilit o anumită categorie de alimente care este sortată la un nivel eco-bio, pentru că nu poți să spui eco-bio atâta timp cât ambalajul este plastic curat. Nu se poate. Nu, nici măcar apa nu poți să spui că este. Chiar dacă e o firmă dată celebră, nu contează. Deci, există, la ora actuală, totuși, oamenii sunt de bun simț, adică ambalează apa și în recipiente din sticlă, și diferența de preț nu este mare, chiar nu este mare. De aceea, dacă oamenii încep să preferă să evite plasticul, automat piața va veni cu oferte din ce în ce mai puternice privind oferte sănătoase. Iar asta contează. Chiar contează. Deci, ce mai trebuie să spun? Că trebuie să încurajăm inovații, adică să subliniem nevoia de inovare în crearea materialelor biodegradabile. Există o direcție puternică de cercetare vis-a-vis de
a găsit tehnologii pentru eliminarea plasticului sau tehnologii care, în contact cu corpul uman, cu anumite substanțe din corpul uman, plasticul să fie biodegradabil și să se poată elimina ușor. Factorul numărul unu de care au ținut cont cercetătorii japonezi, chinezi, ruși și nu numai, germani, a fost factorul de potențial electric, diferența de potențial electric membranar. Și au putut să gândească niște materiale bazate pe nanotehnologie care să nu permită acestor plasticuri să se asimileze în corp. Da, trebuie să încurajăm inovații. Vis-a-vis de legislație și reglementări, aici trebuie discutat rolul legilor și reglementărilor privind protecția sănătății publice. Aici cred eu că este datoria avocaților, cei care lucrează în domeniul alimentar sau în domeniul protecției consumatorului. Este o problemă a lor și ei ar trebui să ia inițiativa. Un alt aspect important este colaborarea între domenii, încurajarea colaborării între cercetători, medici, domenii alimentare, domeniul privind industria vestimentară. Aceste colaborări pot găsi mult mai ușor soluții, inovații la această problemă, la controlul acestei probleme. Un alt aspect foarte important este sustenabilitatea, adică să punem accent pe dezvoltare și susținerea unui stil de viață sustenabil. Până când noi ajungem la sustenabilitate, noi trebuie să ne raportăm la rezonabilitate. Trebuie să fim rezonabili. Nu putem să facem lucrul ăsta dintr-o dată. Gata, revoluție și scoatem 3 sferturi, 80% din castru, scoatem afară și gata. Nu. Trebuie să începem să creăm un plan pe mai mulți ani, în așa fel încât ușor, ușor să ajungem la un echilibru. Nu în ultimul rând, aș pune accentul pe reciclarea și reducerea deșeurilor, adică promovarea importanței reciclării și reducerii deșeurilor ca măsuri preventive. Iată, este pas important în această direcție. Bineînțeles, pot fi făcute și parteneriate între parte publică de stat, parte privată. Este, cum să spun, o nișă atât de importantă vis-a-vis de gestionarea deșeurilor, încât foarte mulți oameni de afaceri ar putea fi să se îndrepte pe direcția asta și să-și creeze niște afaceri care chiar să se dezvolte și să fie și de folos oamenilor. Toate aceste lucruri pot fi posibile dacă există un angajament al comunităților, adică o mobilizare a comunităților pentru a participa la inițiative de curățare, de reducere a poluării, de educație, educație în școli. Și aici vreau să spun că educația de la vârste fragede, avem modelul japonez, în școlile primare, în grădinițele japoneze, nu există femeie de serviciu. Comunitatea de copii, toți își fac curățenie, spală, mătură, pun lucrurile la locul lor, își fac mâncare. Este ceva impresionant să mergi în Japonia, să mergi în Okinawa și să vezi aceste lucruri. Am mulți profesori acolo cu care comunic și, într-adevăr, sunt de admirat. Să nu uităm problemele cu Fukushima, cu toate acele situații dificile prin care au trecut, cât de repede au reușit să se redreseze și autostrade care erau efectiv dezansamblate, adică cu gropi, cu fundări de teren, în decurs de câteva zile
deveniseră funcționali. Cum e posibil acest lucru? Printr-o educație de la vârstă fragedă. Introducerea educației privind mediul în școli pentru a încuraja comportamente sustenabile. Încă unul, promovarea produselor fără plastic. Promovarea folosirii produselor alternative fără plastic poate fi o inițiativă extraordinar de binevenită. La început e posibil să fie un pic mai costisitoare, un pic poate să existe o lipsă de idei, dar dacă noi acordăm suficient timp, energie și cercetare și educație, toate acestea se pot rezolva. Nu în ultimul rând, oamenii care vorbesc la televiziune, influențe, mișcările sociale, formatori de opinie bună, pozitivă, toate aceste căi presupun utilizarea puterilor și utilizarea puterii sociale pentru a schimba normele de consum. Deci, iată încă un aspect. Încă un aspect este legat de informare, adică etichetare ecologică. Nu poți să spui că un produs este ecologic și l-ai ambalat în plastic și îl vinzi pe post de ecologic sau bio. Nu se poate așa ceva. Hai să vedem germanii care, să zicem, cârnați, ecologici, biologici, membrana este o membrană naturală, făcută din intestinele acelui animal sacrificat. Da, s-au făcut dintr-un amestec vegetal biodegradabil. Deci, încurajarea producătorilor să folosească etichete ecologice care să informeze consumatorii și despre partea bună, dar în cazul în care există elemente la care trebuie să să informeze despre impactul produselor lor. Responsabilitatea corporativă este un alt domeniu important, anume trebuie subliniată importanța responsabilității corporative pentru a crea produse care să conțină un procent cât mai mare de natural. De asemenea, dacă noi vorbim de educație, pe de o parte, automat, ceea ce este inima educației este cercetarea în domeniul sănătății, adică un apel la cercetarea intensivă pentru a înțelege mai bine legătura dintre plastic și sănătate. Acum ar trebui să vorbim despre soluții de la nivelul celulei, adică explorarea metodelor de curățare a celulei, detoxifiere celulară, la nivelul microscopic. Acum nu mai e o noutate. Când am vorbit prima dată despre acest aspect, eram în 1990 la Teatrul de Vară, erau vreo 400-500 de oameni atunci și am vorbit despre stomatologia la microscop. Toți au zis, ha, nu există așa ceva, blasfemie. Erau câțiva stomatologi, au zis, domnule, astea sunt șefele. Iată că noi acum trăim și aud și văd o mulțime de emisiuni, anume stomatologia la microscop. Iată că oamenii se implică pentru a trata nu marele reprezentant, dintele sau măseaua, ci structura, țesutul, acele osteocite, osteoblaste și să le trateze, să vadă cum pot crea acel mediu care să le dezvolte și să creeze o armonie. Deci, iată că explorarea acestor metode de curățare a celulei și detoxifierii la nivel microscopic este un prim pas pentru tehnologia viitorului. Dacă noi vorbim de sănătatea mediul ambient ca sănătate umană, da, noi ar trebui să-l înțelegem pe Pavlov când a zis că
A rafina lucrurile la extrem înseamnă a strica o armonie a naturii. Armonia naturii este această trofologie, acest lan trofic care creează circularea elementelor în natură. Iată că mulțime de oameni de știință, încă de la începutul secolului 20, sfârșitul secolului 19, vin și spun despre viitorul care a început ieri. Adică ceea ce a spus până acum este foarte important. Hai să vedem acum întrebări concrete, pentru că despre acest subiect este atât de important, este atât de prezent. Eu am punctat așa, am jalonat idei pentru ca oamenii care sunt în domeniu să se ligeze și să înceapă să se miște în direcția respectivă. Dar, pe de altă parte, am sezizat deschizând ferestre de cunoaștere către oamenii care vor să fie sănătoși. Ei sunt vegani, ei sunt naturiști, ei sunt ecologiști, ei sunt... Bun, atunci încearcă să înțelegi că prea mult, rafinând o apă prea mult, o să-ți afectezi aceste lanțuri trofice interne. Rafinând o mâncare prea mult, o să afectezi aceste lanțuri trofice interne, adică microbiota, pot să ia o direcție care să nu te susțină. Da, oamenii o să te întrebe cu siguranță cum ajung aceste particule de plastic în alimente și în băuturile pe care le consumăm. Pentru că, practic, noi nu mâncăm ambalajul. Simplu. O apă care este ținută într-un recipient de plastic în care se modifică temperatura cu 3 grade, poate ca acel plastic să elimine particule de plastic în acea apă. Noi am vorbit de o modificare de temperatură cu 3 grade. Dacă noi procesăm mâncarea, de exemplu folosim teflon, vase care sunt acoperite cu teflon, nu ne gândim. Acolo nu se mai pune problema. Ești grăbit sau poate nu te interesează, nu. Dar dacă folosești un vas care în loc de teflon are tehnologie ceramică, este acoperit cu vopsea ceramică. Am vorbit acum mai bine de 2-3 ani despre faptul că noi ar trebui să ne îndreptăm atenția din ce în ce mai mult spre vopseluri de ceramică, pentru că ele pot transforma radientul infraroșu într-o frecvență asemănătoare cu soba bunicii, soba de teracotă a bunicii, luându-ți niște calorifere din fontă și vopsindu-le cu o vopsea ceramică, căldura devine o căldură vie, o durere care o ai la sol, la spate, la tendoane, la călcâie, tendinită, punându-ți pentru 10-20 de minute călcâiere pe această căldură, frecvență, simți că se diminuează, inflamația scade și dintr-o dată circulația se deblochează, totul merge bine. Ah, dar dacă avem un calorifer de teflon? Nu comentez. Vreau Lăsând să la parte vedem. ce ingerăm, Adrian, noi în ultimii ani s-au făcut căptușelile acestea la blocuri cu polistiren expandat, extrudat. Există vopsea acrilică în fiecare apartament, rigips în fiecare Există apartament. vopselul Cum ne ferim de natural, ele? pe bază de plante, cu ion de argint. Există, deci, este o ofertă foarte bogată. Un exemplu interesant, pentru că ai darul ăsta de a pune punctul pe i. Am un vecin care nu s-a făcut milă, pentru că de 3-4 ani copilul de când s-a născut, tot timpul, răcit. Mama era tot timpul medical, medical, toți erau disperați. Ce facem cu copilul? Într-o bună zi, m-am întâlnit cu ei la poartă. Întâlnindu-mă, am zis, ce face copilul? A, face rău și probleme și la un moment dat am văzut că tânărul, tatăl copilului, a ieșit afară cu
o zachetă pe care scria exact rezolvare. Și am discutat, poți să te duci și să-ți iei o vopsea care conține ion de argint. Și dă în camera copilului, dacă ai posibilități, dă în toată casa și mai vorbim după 2 săptămâni. A dat, au fost la socri, au stat acolo, s-au întors, s-au ieșit, s-au uscat. Nu am mai avut probleme cu răceala de atunci. A trecut octombrie, noiembrie, suntem deja în aprilie. În fiecare zi, când mă văd, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Pentru ei a fost cosmar, 4 ani de cosmar. Și au zis, extraordinar. Deci Care să nu fie fac mai. reclamă. Oamenii au senzația că eu fac reclamă. Nu, eu nu fac reclamă. Eu doar vă ofer soluții. Vreau să te Nu întreb, am avem chei? magazin de așa ceva. Nu vând vopseluri pe bază de argint. Însă, vin atâtea mulți oameni cu atâtea probleme. Cum să construiască o casă? Cum să creez o arhitectură a instalației sanitare? Cum să control că să creez o arhitectură a instalației electrice? Foarte important! Pentru că nu poți să treci totul așa, pe principiul economic, nicio problemă. Trecem cu ceava de apă pe supapă. Păi, l-ai terminat pe ăla. Adică nu poți să faci așa ceva. Nu se pune problema de instalații cu încălzire, cu pardoseală, cu apă și cum mai știu eu ce. Nu. Dacă e de ales, mai bine alegeți o variantă pe fibră de carbon și asta este. Generează unor spectru infraroșu, există sun electromog electric, dar este mult mai puțin periculos decât cealaltă variantă. Ce e de făcut? Dacă totul omul și-a făcut sistemul celălalt. Simplu. Sunt o mulțime de panouri, de foi, de cupru, de aluminiu, care se pun și care scad 80%, 70% din influență. În același timp își generează căldura, dar scade influența. La fel, oamenii care vor o podea caldă. Vor o podea caldă, sunt o mulțime de acordoare, adică materiale care se pun sub parchet sau materiale care se pun sub gresie, care rup, au o rupere termică cu ceea ce vine din pământ. În felul acesta, podeaua preia căldura mediului ambient, adică din cameră, nu preia temperatura din pământ, din podea. Deci sunt, cum să spun, concilier în domeniul ăsta de mai bine de 35 de ani. 35 de ani de concilier în domeniul cum să-ți faci o casă sănătoasă, cum să-ți faci o cameră sănătoasă, cum să își faci o mobilă sănătoasă, cum să faci o bucătărie sănătoasă. Deci, iată că, legat de lucrurile acestea, normal că am sensibilizat foarte mult opinia publică vis-a-vis de plasticul. Fată dragă, vrei un sutien, vrei o lenjerie frumoasă, bună, care să urmărească feminitatea? Pur și simplu mătasă, bumbac, viscoză. Nu plastic. Nu Da, din plastic. păcate Este cele o mai culoare care moderne, chiar merită să investești în ea. din Pentru că păcate cele mai poate moderne articole vestimentare sunt plastic. cine sănătate. Da. Adrian, există niște recipiente care nu sunt deloc ieftine pentru apă, niște sticle foarte frumoase care sunt din material plastic, doar că sunt de culoare albastră sau movulie și scrie pe ele că sunt ecologice. Da. Ai spus deja ce sunt. Cel care are minte să înțeleagă, deja după această emisiune, a înțeles exact răspunsul la întrebarea pe care l-a pus-o. Dar există termosul. Din oțelin oxidabil, din inox, din cupru. Există termosul din ceramică. Există 8-10-15 materiale extraordinar de bune care generează câmp ionic negativ.
care te ajută cu romantismul, cu romantismul și cu toate. Deci, acum depinde ce vrea omul. Dacă omul poate să zică stop, 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 până îți găsește lucrul potrivit, e ok. Dacă se lasă duși de val, asta este. Până la urmă, cum zicea bunica mea, prețul corect. Dacă te acomodești cu el, vei trăi mult. Și eu întrebam, da, bun, ce înseamnă prețul corect? Cât e afișat, cât îți ceră, cât te trage la cânta, cât îi mai lași tu și cât uite el să-l mai dea rest. Dacă tu ai acceptat treaba asta, te-ai împăcat cu prețul final, care de fapt e prețul corect, că de fapt corect acesta este prețul real. Dacă tu te-ai împăcat cu treaba asta, atunci vei trăi mult și va fi ok și nu vei fi supărat. Dar dacă tot timpul te hărțuiești că uite, mă atrag la cântar, uite, mi-a uitat să-mi dea rest, uite, 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 atunci e un problem. Da, o emisiune extrem de interesantă, Adrian, am Da, notat. e o emisiune extrem de interesantă și de aceea spun că produsele create de tehnologie pot fi controlate prin tehnologie, iar dacă ne-am invadat spațiul vital, ne-am invadat organele, țesuturile, celulele, există tehnologie care se poate să le scoată afară. Dar este mai important să punem accent pe prevenție, pe educație, pe a consolida sistemul electromagneto-optic al nostru. Adică 10 oameni se duc în spital și nu toți iau bolile de spital, decât cei care au un stil de viață haotic. Asta învățam noi în anul 4 la bolile epidemiologice. Și făceam practică cu un general, un om foarte deștept, care fusese în diverse zone de astea de epidemie, acest lucru era înainte de cei 2 ani de vacanță, și ne spunea, militarii, șansa ca ei să se îmbolnăvească este foarte scăzută. De ce? Homeostazia este foarte ridicată. De ce? Au un program fix de viață, culcare la oră fixă, sculare la oră fixă, mișcare, mese, studiu, totul la oră fixă. Când este ca un ceasornic, atunci sistemul imunitar este puternic. Da, acel om extraordinar m-a învățat atâtea lucruri și de multe ori când închid ochii și mă gândesc la el, pur și simplu parcă l-aud, parcă e lângă mine și spune și dă drumul la lecție și spune și spune și spune și mă gândesc, Doamne, cât de mult suflet a pus omul ăsta în ceea ce făcea. Pentru că ca să poți să auzi un om cu 10 ani, 20 de ani, 30, 50 de ani, omul acela trebuie să pună suflet în această partajare, această comunicare de la suflet la suflet. Astea rămân în minte. Colegii mei mereu îmi spuneau, problemă. Băi, dar cum faci tu că tu zici că memoria nu înseamnă nimic? Cum faci tu de reușești să reții acum, în anul 6, reții lucruri din anul 1, sau 2, sau 3, și uite asta, parcă le scoți din caiet. Păi simplu, nu mi-am bătut capul să le memorez, mi-am bătut capul să le înțeleg. Înțelegându-le, este că am mers pe bicicletă. Tot ce memorezi, azi, mâine, poi mâine s-a dus. E ca la un examen. Îngrași porcul de Crăciun. După ce ai dat examenul, ești tabula rasă. Nu Așa merge. este. Trebuie să te gândești că, bine, motivația medicinii nu a fost să fac medicină, să lucrez în sistem. Nu. Pentru mine motivația a fost să învăț, să pot să acumulez toată această înțelegere a lor prin intermediul școlii, licenței, doctoratului și așa mai departe, să poți să acumulezi această bază de date și să o poți folosi, să poți să mă înțeleg cu ei, să poți să colaborezi cu ei, să poți să oferi soluții oamenilor care caută cu adevărat soluții.
Da, pentru că mai devreme ai scăpat așa porumbelul, vreau să ne spui care este calendarul tău de tabere anul acesta, pentru că oamenii Ah, vor întreba. de la 1 august până pe 8, de pe 8 până pe 18, de pe 18 până pe 28. Sunt trei tabere pentru oamenii care sunt la început, da, îi pot să vină într-una din cele trei. Taberele sunt diferite, conținutul, tematica este diferită, în sensul că în prima tabără înveți să câștigi aceste incluzii informaționale de putere dintre tine și universul în care noi stăm. În a doua tabără înveți să deschizi aceste incluzii informaționale dintre tine și universul tău intern. Și în a treia tabără înveți să produci optimizarea stării de sănătate pentru tine, pentru familie, pentru cei dragi, chiar și cei aflați la mii de kilometri de casă. Adică este o adevărată aventură a cunoașterii. Și nu în ultimul rând, pregătesc acum pentru mai, pentru data din 5 mai, cumva la ora 8 seara, voi avea un seminar online, un seminar online de la stres la vitalitate, în care voi oferi 5 metode puternice prin care omul poate să își renoveze viața. Voi veni cu amănunte de ce merg pe această idee, deoarece, așa cum știți, conferințele pe care le-am avut la Tales este o sală micuță față de ce am avut la Ateneul Român, o sală de plus de bani, 150 de locuri. Trebuie să găsesc o modalitate ca orice om să poată să stea acasă în liniște, să aibă climatul natural, totul la îndemână și să se poată bucura de această comunicare cu mine, de această împărtășire a unor cunoștințe de putere care să-l ajute. Este Este. o direcție, nu pot să spun că eu m-am gândit, există cereri mari din toată lumea, din state până în Japonia, toți mi-au sugerat insistent că ar fi bine să deschid o linie de partajare, de a pune aceste narrative ale sănătății la îndemâna tuturor. Cred Da. că va fi o acțiune bine primită și în momentul când noi am finalizat, vom afișa pe site produsul respectiv, oamenii pur și simplu își cumpără, așa zis, un bilet și în felul acesta vor primi un cod de intrare și în data respectivă, la ora respectivă, pur și simplu, 2 ore se vor bucura împreună cu mine, vom putea să partajăm aceste informații și know-how. În felul acesta nu putem să zicem au rămas atâția pe vară sau nu. Normal, oamenii vor primi și înregistrarea, în așa fel încât ei să aibă acces la înregistrare când au nevoie să repete, să poată să fixeze niște idei, niște tehnici, și în felul acesta lucrurile să meargă bine. Da. Pe de altă parte, înțeleg că și tu ești în poziția de a organiza o serie de conferințe începând în luna mai, așa că, da, împreună vom putea să facem o conferință o tematică foarte la modă, în așa fel încât oamenii să poată să acceseze mult mai ușor informații. Deci, cu mare plăcere. Pentru noi, ceea ce este esențial este vorbim pentru oamenii care cu adevărat au nevoie. Vorbim pentru oamenii care manifestă înțelegere, seriozitate și determinare, adică vor să muncească, vor să învețe, vor să implementeze aceste idei în viața lor. Vor să folosească toate aceste lucruri pe care eu le folosesc, care mi-au adus o anumită
stare de siguranță, de echilibru, de pace, de înțelegere și capacitatea de a ajuta semenii. Este important. Important. Noi trăim și intrăm cu pași mari într-o perioadă informațională fabuloasă. Adică mi se pare excepțional ideea. Da, îți mulțumesc tare, tare mult pentru această seară, Adrian. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. Te rog, Adrian. Da. Nu în ultimul rând, aș vrea să ne gândim la o emisiune, pentru că se apropie și sărbătorile de Paști, anume cum să ne pregătim noi ca să trecem ușor prin sărbători și să ieșim ușor din aceste sărbători. În același timp, să ne atingem obiectivul și șansa pe care aceste sărbători de renaștere a divinității, renașterea luminii, această renaștere care ne cuprinde pe toți. Noi renaștem precum natura, precum acești copaci care muguresc, înfloresc și îți încântă sufletul. Am reținut, am notat ca subiect pentru o emisiune viitoare. Încă o dată îți mulțumesc, dumneavoastră, vă mulțumesc, o seară minunată. La revedere! Mulțumesc și eu. O seară frumoasă, Doamne, nu mai bine. Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume. Și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.